A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Așa se strigă în cer, așa se spune și pe pământ. Fiți binecuvântați de Domnul, mari și mici. Vreau să vă citesc doar un verset pentru început din cartea profetului Ezechiel. Este scris în capitolul 7, versetul 6. Vine sfârșitul. Vine sfârșitul. Se trezește împotriva ta, iată că a și venit. Aș vrea să ne oprim asupra a ceea ce spune Scriptura despre sfârșit. Pentru că este drept, nu doar având în vedere evenimentele din jur, ci în primul rând cele scrise, profețite, să reflectăm din când în când asupra lor. Aș vrea să vă arăt mai întâi din Scripturi, dragii mei, că sfârșitul întotdeauna vine cu pedepse de la Dumnezeu. Și aceste pedepse sunt o urmare a păcatului omenirii. Dacă ar fi să observăm primul sfârșit care a fost la potop, de ce a adus Dumnezeu, cum zice Petru, potopul peste o lume de nelegiuiți? Genesa capitolul 6, versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Versetul 11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sălnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ ca și altădată la Sodoma și Gomora și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sălnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și când a nimicit Dumnezeu pe cananiți, poate ni se pare și unora, mi se pare chiar ciudat cum a poruncit Dumnezeu când a dus evrei în țară să nimicească acele 7 popoare din Canaan. I-a spus Dumnezeu lui Avram, scrie tot în Genesa, la capitolul 15, când i-a făgăduit țara, versetul 16, în al patrulea neam sămânța ta se va întoarce aici, căci nelejuirea amoriților nu și-a atins încă vârful și când urma să și-l atingă, se revărsa mânia lui Dumnezeu. Întorcându-mă la Ezechiel capitolul 7, de unde am citat acel verset, aici e vorba de sfârșitul lui Israel, scrie de la versetul 2, și tu, fiul omului, ascultă, așa vorbește Domnul despre țara lui Israel, vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele 4 margini ale țării. Acum vine sfârșitul peste tine, îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale, te voi pedepsi și te voi pedepsi pentru toate urăciunile tale. Ochiul meu va fi fără milă, nu mă voi îndura, te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urăciunile tale ar fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și vei ști că eu sunt Domnul. Citești și versetul 9. Ochiul meu va fi fără milă, nu mă voi îndura, te voi pedepsi după faptele tale, și vei ști că eu sunt Domnul. Adică Dumnezeu își dovedește și afirmă autoritatea. Ce credeți dumneavoastră? De altfel știu ce credeți, dar ne întrebăm dacă a pedepsit Dumnezeu Israelul, nu va pedepsi Dumnezeu neamurile? Spune la Apocalipsa, la capitolul 11, despre societatea noastră, citesc de la versetul 18. Neamurile se mâniase, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răspătești pe robii tăi proroși, pe sfinți, pe cei semne numele tău și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis, s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Pământul acesta își va aștepta și din nefericire își va merita soarta. Spune să vă citești din Isaia,
din capitolul 13 și din 24 ce se va întâmpla cu pământul acesta, că nu doar în Noul Testament scrie că pământul va fi pedepsit. Dumnezeu a profețit încă de mult. Isaia 13, versetul 11. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiurile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași, voi dobori seminția celor supritori. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul de ofir. Pentru aceasta voi clătine cerurile și pământul, se va zgudui temeia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Că orice păcat strânește mânia divină, mânia divină zăbovește în îndelungă răbdarea Dumnezeu, dar într-o zi sau într-o vreme se revarsă. Apocalipsa 24 spune ceva asemănător. Vă citesc de la versetul 19. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatine ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împarații pământului. Cum scris în Apocalipsa 6, că vor vrea să ascundă în peșteri, în munți. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile, adică la judecata de apoi, vor fi pedepsiți. Dumnezeu anunță aceste pedepse. Am ascultat anul acesta, cred, o profeție pentru o frate slujitor din America, considerăm că e demn de încrezare, cred că profeția a fost pentru cei de acolo, după cum era introducerea, se rugaseră pentru Ucraina și zicea: Domnul, voi mai biciui încă o vreme țara pentru care vă rugați. Dar apoi țara în care locuiți va fi biciuită mult mai greu decât poporul pentru care vă rugați acolo. Dumnezeu are socotelile sale cu toate neamurile, cum le-a avut cu poporul Israel. Rețineți această primă idee. Sfârșitul întotdeauna vine cu pedepse și vine ca urmare a păcatului omenirii, când oamenii umplu măsura nelegirilor lor. Până unde va mai lăsa Dumnezeu pe oameni, nu știm. Poate încă mă amână Dumnezeu, că mai sunt sfinți, cum era la Sodoma și Gomora. Zece, dacă erau, mai cruța țara. Mai sunt oameni de mântuit. Nu tot pământul e la fel de stricat, cum este Europa, America, Occidentul, în mod deosebit. În Occident, în America, divorțul, de exemplu, la ordinea zilei. În Africa încă este o raritate, așa cum îi credem noi, de înapoiați pe africani. Dumnezeu se uită cu cântăreana lui dreaptă la toți oamenii. În al doilea rând, și vă citesc tot din Scripturi ceea ce vă spun, Dumnezeu are pedepse specifice pe care le aplică, le-a folosit dintotdeauna și sunt arme la fel de puternice pentru toate vremurile. Scrie în Apocalipsa la capitolul 6 despre acele peceți, 1 la 7. Și scrie în 6 cu 8 așa: M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el venea, se numea Moartea, împreună cu ea venea după ea locuința morților. După el. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu, și se numerate patru: sabie, foamete, sabie înseamnă război, foamete știți ce înseamnă, molim înseamnă bolile, și cu fiarele pământului. Aceste patru forme de pedeapsă sunt numite în Ezechiel 14, întoarceți cu mine să vedeți ce interesant spune Scriptura. Deci funcționa în vremea lui Ezechiel și funcționează în viitorul apocaliptic. Apocalipsa 14, de la versetul 12. Fiul omului, când va păcăti o țară împotriva mea, des la fără de lege, voi întinde mâna împotriva ei și voi sfărâma toiagul pâinii. Voi trimite foamete. Versetul 15. Fiare sălbatice. Mai departe, versetul 17, voi aduce sabie, versetul 19, trimite ciumă. Și acum le însumează și spune versetul 21, totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu, măcar că trimite împotriva Ierusalimului. Și în Apocalipsa scrie că le va trimite împotriva întregii lumi. Cele patru pedepse grozave ale mele: sabie, foamete,
fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el pe oameni și vitele. Nu-i nevoie Dumnezeu să-și perfecționeze armele, îi sunt suficiente ca să distrugă tot. Și Dumnezeu va face asta, cum vă citești din cartea lui Țefania, cum vă spuneam că întreaga Scriptură adeverește aceasta, Țefania, capitolul 1, versetul 2. Voi nimici totul de pe fața pământului. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, mai total decât la potop. Pietrele de potignire și pe cere împreună cu ele, voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Și gândindu-ne la aceste lucruri, cine va scăpa? Rămân pe aproape și vă citesc din Maleahi. Scrie aici, în capitolul 3, de unii care slujesc, alții care nu slujesc. Și apoi scrie în 4 cu 1, scrie și de la 3. Dar citim doar de la 4. 1. Iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufa și toți cerei vor fi ca miliștea. Ziua care vine va arde, Domnul știu, nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Și ce frumos scrie aici. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihăniei. Tămădirea va fi sub aripile lui, veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Veți călca în picioare pe cei răi, vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor, slăvit și binecuvântat să fie numele Său. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui, măcar că are aceste pedepse, care le aduce la sfârșit peste oameni, scrie și în alte părți în Biblie, și vă citesc așa în fugă, și în Apocalipsa, le folosește în mod gradual. Levitic 26. Ca să vedeți cât îndelungă răbdare are Dumnezeu. 26 cu versetul 14. Dacă nu mă ascultați, dacă nu împliniți, și spune cu pedepsele, voi trimite versetul 16, groaza, lingoarea, frigurile, 17, îmi voi toarce fața împotriva voastră, veți fi bătuți, 18. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Și numără alte forme de pedepse, mai dure. Apoi versetul 21. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu vă veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Vă rog, gândiți-vă cum se accelerează și accentuează mânia divină. Și iară spune, voi trimite așa, așa. 23. Dacă pedepsile acestea nu vă vor îndrepta și dacă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu voi și voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Și tot așa scrie mai departe, pentru că Dumnezeu își mărește forma de pedeapsă. Asta scrie și în Amos, la capitolul 4, citim din profetul acesta, trimis de Domnul să profețească unui Israel apostat. Amos 4, citesc de la versetul 6. Și eu de partea mea, pagina 888, v-am trimis foamete și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. N-am vrut să dau ploaie. Și spun în finalul versetului 8, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Alte pedepse. Finalul versetului 9, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Alte pedeapse, finalul 10, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. 11, la fel. Ce înțelegem de aici? Și asta spune în Apocalipsă. Că Dumnezeu e atât de îndurător încât îi lovește să se trezească mai tare. Și în final, nu poate decât să-i nimicească. Dumnezeu va recurge la toate metodele, cum spune și în Isaia, capitolul 1, ce să vă mai fac? I-a lovit. Mai întâi cu bine, cum spune și în Isaia 5 la vie. Le-a dat de toate. Ce n-a avut omenirea asta bunăstar? V-a lovit Dumnezeu în mod gradual. Și scrie la Apocalipsa, atât în 9 cât și în 16, că va veni vremea care, cu toate pedepse, cu toate urgiile, nu mai vrea nimeni să se pocăiască, să mă asculte. Și în ultimă instanță, Dumnezeu, repet, nu mai are altă soluție.
Spune în Apocalipsa 9, citesc de la versetul 20, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, așa una după alta, care de care mai gravă, nu s-au pocăit de fapte mâinilor, să nu se închine la demon, la idol, nu s-au pocăit de ucideri, de vrăjitorii, de curvii, de furtișaguri. 16. Dincoace, de la versetul 10 al 5, îngerul a vărsat potirul peste scaun de domnia fiare, oamenii își mușcau limbele de durere. Versetul următor, au hulit pe Dumnezeu și nu s-au pocăit de faptele lor. De aceea scrie în 14, că vine vremea, așa scrie și în Ieremia, când îi copt secerișul. N-ai ce să-i mai faci decât să-l seceri. Care e bun, e bun, care nu, nu, s-au ales boabele. 14 cu versetul 14. Am uitat, iată că un nor al și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o crună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga glas tare, cel ședea pe nor, pune secera ta și seceră, căci a venit ceasul să seceri. Secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Cei buni luați, cei răi nimiciți. Din nou spune altă imagine, peste 18. Pune scosorul tău cel ascuțit și culege strugurii pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat scosorul pe pământ, a cules via pământului, a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Așa va face Dumnezeu. Vă întreb, este drept Dumnezeu? Da. De aceea scrie în Apocalipsa 15, dacă toți sunt pe aici, că se va spune așa cum vă citesc de la versetul 3. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, drepte și adevărate sunt căile tale, împărat al neamurilor. N-a zis așa și Nebucadnețar, scrie în Daniel 4, când l-a pedepsit Dumnezeu. Deci toate căile lui sunt drepte. De aceea să spunem, mărit să fie Dumnezeul nostru. Ce bine că acest pământ și universul întreg nu e la cheremul oamenilor, nici a diavolului, nici a îngerului, nici a nimănui. Dumnezeul nostru este stăpân absolut. Se va scula într-o zi și va îngrozi pământul. Ma, tineri dragi, frați, surori, copii care cât pricep, deodată e bunăstare. Pandemia așa a fost un duș rece, dar ne-am revenit la normalitate, nu? Avem de toate, sănătoși, pronosticuri, economia să funcționeze mai departe. Totuși, realitatea arată și profețiile actuale care vin că se apropie evenimente nebănuite, neașteptate, care vor ului lumea. Întrebam pe un slujitor bătrân care e proroc și am încredere în ceea ce vorbește Domnul prin dumnealui, chiar zic săptămâna asta, frate, ce mai urmează? A zis, mi-a spus Domnul, se vor goli hambarele Egiptului. Și am văzut, spunea, un sac de grâu pe cântar, se va ajunge pâinea să se dea cu cântarul. De asta mă bizuinti pe ce scrie în Apocalipsa 6. Vă citesc? De la versetul 5, când arom mielul pe cetea treia, am văzut o făptură zicând, vino și vezi, am uitat și atât că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. În mijlocul celor patru făpturi vii am să un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu batem unde lemnul și vinul. Ce vom face atunci? Cum zicea un frate că a vorbit cu o femeie din lume de anticrist și de fiară și de numărul 666. E beata femeie ortodoxă, zice, eu nu mă închin. Și fratele a spus, dar taie pensia și nu mai ai nimic, atunci e rău. Da, aceste evenimente vor veni. Am văzut un alt mesaj prin fratele Aurel Băvici din America. Spunea, Dumnezeu va hotărâ să nu-și mai dea pământul roadele. Și oamenii vor încerca să forțeze pământul să rodească și Dumnezeu va da boală din forțarea pământului, nu pâine. Nu spun acestea ca să ne temem, dar dacă Scriptura le spune că vin, trebuie să fim și noi încredințați că vin, dar să știm că Dumnezeu ne poate purta de grijă. De ce a venit foametea în Israel la vremea lui Ilie? Pentru că își străcaseră calea.
Se dusese după bal, după toată stricăciunea ce era acolo. Amintiți-vă de văduva aceea deschisă în 1 Împărați 17. Ce a zis beata femeie? Mai am atât de o porție de mâncare. Nu ne vine a crede așa ceva. Însă ajuns, scrie în 2 Împărați 6, să-și mănânce femeile copii. A fost disput aici și am mâncat pe fiul meu și când să-l dea pe fiul ei, l-au ascuns. În Evul Mediu, în Europa, s-au mâncat copiii de foamete. Am urmărit în secvență un documentar despre foametea din Basarabia, din 47. S-au mâncat oamenii de foamete, români de noștri, în 47. Se spune că ajung oamenii, deci pierd mintea. Se spune că beau apă cu sare să nu nebunească de la foamete. Ei, copiii noștri care acum nu-i bun sandwich-ul cu salam de ăsta, că bea cu salam de ălalalt. Sfârșitura asta nu-i bună, că fi cealaltă. Măi, mâncați-le dacă este, dar măcar mulțumiți lui Dumnezeu și nu faceți mofturi. Și să trăim frumos ca Dumnezeu să ne aibă în vedere în mila Lui, cum a avut în vedere pe văduva din Sarepta. Dumnezeu îi cunoaște pe toți ai Săi. Și scriem Psalmul 33 și tare îmi place cuvântul acesta când ne gândim la copii, la nepoți, la ceea ce poate bine Psalmul 33 de la versetul 18. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte, să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru, slăvit să fie în veci. Să ne pregătim și pentru așa ceva. Dacă e cazul să luăm măsuri, Dumnezeu să vă lumineze pe fiecare. Apoi, spune Cartea Sfântă aici despre sabie și iată că ne stea și în coaste. Păi nu știm ce urmează. Dumnezeu ne-a tot spus să ne rugăm pentru țară. Săptămâna asta a rămas un mesaj. Să ne rugăm într-una ca Dumnezeu să cruțe. Dar dacă va veni și războiul, ce ne facem? Dumnezeu și în vreme de război poate să-i cruțe pe ai Săi? Sunt situații în Biblie când mor și sfinții împreună cu alții și alte situații când sfinții scapă. În Ezechiel 14 scrie acolo că moare toată cetatea și rămâne Noe, Daniel și Iov. Scapă prin împlinirea lor. Dar în Ezechiel 21 scrie că și sfinții plătesc împreună cu ceilalți. În sensul că și ei trăiesc foamea și ei trăiesc ororile războiului. Dar evident că la urmă sunt așezați fiecare la dreapta sau la stânga, la partea lor. Cum și ce se va întâmpla, cum scrie în Ieremia 15, vă citesc cuvântul Domnului de aici, e o repartiție, unii ori neînțeleasă de noi, Ieremia 15, versetul 2, așa vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți sabiei, la foame cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Să ne încurajăm, să nu ne temem, dar în același timp să ne silim să trăim ca sfinți. Doamne, ajută! Mi-amintesc cu drag cum povesteau bunicii din război, că amândoi au făcut război așa în întregime. Și state experiențe când au murit la stânga și la dreapta, cum scrie în Psalmul 91, și altul a scăpat. Da, cum în, acolo în tranșeu, nepocăitul zice către pocăit, lasă-mă pe mine în tranșeu în locul tău. Și pocăitul, da, mă. Și-a venit schija acolo și-a murit în tranșeu și-a scăpat ăsta la altă afară. Spuneau nu de mult, parcă și aici s-a spus sau unde am auzit, că a fost deja la luptă corp la corp, așa în față, se trecuse la luptă cu baionete care s-au făcut armat, nu mai erau gloanțe. Și un credincios când zic oricum moare s-a pus în genunchi, ca mâinile în sus. Și când s-a uitat, nu m-au nicio gălăgie în jur, mai era unul și în partea și altă, tot felul, pe genunchi cu mâinile în sus. Că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Așa îi spunea Abigail lui David, cât de urmărit a fost David să fie omorât, a zis, viața ta e mănunchiul celor vii la Domnul. Dar tineri, dragi, rugați-vă totuși să nu ajungeți în armată, să nu ajungeți pe front. E distrugător, tot se nimicește. Măcar cât se poate să-și mai lase Domnul îndurarea și bunăvoința peste noi, amin?
Nu mai spun despre alte pedepse, trec la o altă idee, ultima. Tot ce se întâmplă, v-am spus, e determinat de Dumnezeu de sus, care vede și ca atare ia măsuri, este în funcție de starea oamenilor. Dar aș vrea în toată schema asta să-i observăm pe îngeri. În Apocalipsa e plin de îngeri. Fie bun, fie răi. Ei nu se văd pe front, nu? Se întâlnesc președinții, consilieri. Îngerii nu se văd în birou la discuții, dar îngerii regizează tot. Dacă e vorba de război, scrie în Apocalipsa 16 cu 13 și 14 că s-au dus în birou la niște împărați, niște duhuri rele, să-i adune, să facă război. Da. Știți ce a spus îngerul lui Daniel? Daniel 10 și 11, zice, mă duc la împăratul Persiei, că trebuie să-l ajut, auzi. De aceea împărații păgâni aveau lângă ei vrăjitori, adică aveau acele medii oculte. David avea lângă el profeți, a văzut îngerul Domnului, care a venit acolo în tabără și a omorât asirienii. Da, oamenii politici nu vorbesc despre îngeri, cred că ei sunt șefii, nu, nu. Dumnezeu are îngeri care controlează totul. Acești îngeri veghează pe ai săi. Îngerii conduc întreg acest spectru. Dacă ar fi să ne uităm în Apocalipsa, uite să vă dau așa o temă pentru acasă. În Apocalipsa, Apocalipsa este scrisă foarte interesant. În Apocalipsa se termină tot odată în capitolul 6, se ia de la capăt, se mai termină odată în capitolul 11, se mai termină odată în capitolul 14, se mai termină odată în capitolul 16. Apar 7 peceți. La ultima pecete se deschide seria cu 7 trâmbițe. La ultima trâmbiță se deschide seria cu 7 urgii. Și scrie aici în Apocalipsa 15, să vă citesc, de la versetul 8, templul s-a umplut de fum, slava Domnului și a puterii lui, nimeni nu putea să intre în templu până nu se vor sfârși cele 7 urgii al celor 7 îngeri. O boală să se declanșeze, cum scrie aici, un război să se nască. Nu, totul este de la îngeri. Cei răi cât le este permis și îngerului Dumnezeu cât le este poruncit. Să mulțumim Domnului că îngerii sunt duhuri slujitoare pentru noi și le suntem dați în grijă, am putea spune. Pentru cei ce vor așa să spun o concluzie sau o lectură suplimentară, să citească Zaharia 6. A zis Dumnezeu câte proroc, ce vezi? Hai să vă citesc numai așa, succint, ca să scot în evidență lucrarea care o fac îngerii pe teren. Zaharia 6, de la versetul 1. Am ridicat din ochii și m-am uitat și am văzut 4 cară care ieșeau dintre 2 munți. Oamenii nu văd ăștia, văd numai tancurile și avioanele. La carul din tâi erau niște cai roșii. La al doilea car, cai negri, culorile din Apocalipsa, care e cu sabia, care e cu foamete. În al treilea car, car alb, iar al patrulea, cai bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă aceștia? Ce armată e asta? Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele 4 vânturi ale cerilor. Acum, ce cai sau vânturi? Sunt simboluri ale îngerilor, care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Vă amintiți unde scrie Apocalipsa că sunt îngeri legați pentru ceasul, ziua, tot calculat când se plece. Nu pleacă războiul până nu se pornesc îngerii pe teren. Cai cei negri ăștia cu foamete în hămas la unul din cară s-au îndreptat spre țara de la miază noapte și acolo s-au făcut foamete. S-au dus acolo cai. Cei albi au mers după ei, cei bălțați s-au îndreptat țara miază zi. Cei roșii ăștia cu războiul au ieșit și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis, duceți-vă, trecurați pământul. Au primit ordin, autoritate. Și-au cutreierat pământul. El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreaptă spre țara de la miază noapte fac să se mai potolească mânia, că au lăsat pedeapsa și că atare s-a potolit mânia Domnului în țara de la miază noapte. Domnul își va trimite îngerii săi și va lucra conform hotărârilor sale. Rețineți, repet, sfârșitul vine ca urmare a păcatelor prin pedepse din ce în ce mai grave. Dumnezeu are pedepse specifice care sunt la îndemâna Lui. Și în a treia rând v-am spus că ele se execută prin îngeri. Îngerii decid dacă prin îngeri se execută, dacă vine sau nu ploaie. Este îngerul apelor. Vă amintiți unde scrie despre asta? Este îngerul focului
și cu tulete și cu toate, toate le fac îngerii. Fie îngeri răi care adună pe cei la război, fie îngeri buni care lasă pacea, caii sau vânturile astea celor cum sunt văzute. Noi suntem prea mici aici ca să facem ceva. Sunt îngeri deasupra și Dumnezeu la capătul mează noaptei. Slăvit să fie El. Ma, ce avem noi de făcut? Temă pentru acasă. Luca 21. După ce le-a spus Domnul ce o să fie, ce o să întâmple, Luca 21, de la versetul 25, vor fi semne în soare, în lună, că îngerii stăpânesc la fel peste creația materială sau peste creația vie. Oamenii nu vor ști ce să facă la auzul mării și al valului. Am auzit și o prorocie care spunea că oamenii vor zice, am ieșit din toate. Au zis Domnul, când va veni ultima groapă din aceea, nu mai ies până la urmă. Oamenii 26, oamenii își vor da suflet de groază în aceste lucruri care se vor întâmpla, căci puterile cele vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul om venind pe onor cu putere și slavă. Când vor începe să se întâmple, să vă uitați în sus. Și acum versetul 34, luați seama la voi și vă. 36, vegheați și rugați-vă în tot timpul ca să aveți putere și să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla. Nu să ne rugăm să nu se întâmple, ne rugăm să se amâne, să fie cât mai puțin, dar tot se vor întâmpla. Dar dacă ne rugăm, noi vom rămâne în picioare, cu ochii privind în sus, pe Domnul care va veni. Ce izbăvire va fi tocmai în toiul Apocalipsei, a pedepsului, a jarului mâniei lui Dumnezeu, să plecăm la Domnul acasă. Și cum zice Ioanid, în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii, cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiare, vedea vor forța creatoare. Eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Ce o să cântăm noi atunci? În lumea se va îngrozi, Dumnezeu va nimici tot pământul, cu tot ce este pe el va arde și noi vom pleca. Și în veci nu va mai fi nici foamete, nici război și nicio altă nenorocire. Vom fi cu Domnul pentru vecii vecilor. Frați și surori, hai să ne pregătim, că sfârșitul va aduce începutul împărăției lui Dumnezeu. Să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus. Și dacă vor fi probleme sau strâmtorări, să rugăm, Doamne, numai nu ne lăsa. Doamne, ajută-ne! Dacă spune și în Psalmul 32 cu 6, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa pe mar pe el, nu-l vor atinge deloc. Mărit să fie Domnul! Dumnezeu să-și proslăvească numele prin noi și prin Iisus Hristos și ziua aceea să ne găsească cu privirea în sus, cu inima curată, așteptându-L pe Domnul. Amin.